Ce viață e asta? Ce mă duce mintea și sufletul în atâtea locuri și trăiesc atâtea chestii în interiorul meu, că nu știu cum să le explic. Ia încearcă. Cuvinte. Nu, păi nu vreau, că are legătură cu viața mea de afară, nu de aici. Ce dor de oameni sau de locuri? Și, și. Nu De mi-e dor de momente. oameni foarte mult. Nu? Ce? Ce oameni care... Care sunt mai profunzi, care nu știu. Ne scos pe noi. Nu. No. Știi că cu tine de la început am vorbit. Cele mai multe momente le-am avut așa, când cu tine și de insapar. Încep jocul din alea, adică noi suntem proaste. Ei, da. Ți-ai tu știi că cele mai multe momente în care m-am simțit eu bine, asta erau cu tine și cu tine afară, când vorbeam noi toate tâmpenile care veneau în cap, care așa, știu. Când erau zilele noastre, continuarea era așa. Ce, cum am zis că nu mai știu cum am formulat, că ești o persoană foarte cerebrală, nu ai foarte multe de discuții, subiecte de discuție cu oamenii din casă, de-aia te apropie de Antoniu. Voiam să zic că nu cred că ar avea ceva cu... Eu aș vrea, nu știu, să fie așa o, nu, un aparat ăsta care pe bune să, știi? Nu care există. Care pardon. Care să le arate oamenilor ăștia că eu, în mintea mea, în sufletul meu, chiar n-am... Mă rog. Eu știu ce de ce...